Președintele Consiliului Concurenței, domnul Chirițoiu, la interviul RPS News, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Mare plăcere. președinte. Ați declarat că vă temeți că în această perioadă ar putea să apară înțelegeri între magazine, lanțuri de magazine și între producători care să încerce să păstreze în profiturile lor reducerea TVA la 9% pentru alimente, începând cu 1 iunie. Ce faceți concret în sensul acesta? E un risc. Da. Eu nu am indicii că acest lucru se întâmplă, dar pentru că există o posibilitate destul de mare ca așa ceva să se întâmple, trebuie să ne luăm măsuri de prevedere care nu înseamnă în momentul de față decât că monitorizăm situația pentru a observa anumite comportamente neobișnuite. Ce înseamnă comportamente neobișnuite? Dacă după anunțarea scăderii, reducerii de TVA de către guvern, vedem creșteri de prețuri, neobișnuite, care nu sunt, nu țin cont de tendințe sezoniere. Evident că prețurile fluctuează de la o lună la alta, la anumite mărfuri, da? Dar dacă vedem ceva ce iese din tip ale obișnuite, ăsta ar putea fi semnul unei eventuale înțelegeri. Doi, dacă după data de 1 iunie, când se reduce TVA-ul la 24 la 9%, nu vedem o scădere substanțială în jurul a 12%. Da? Ăsta ar fi impactul asupra prețurilor dacă toată reducerea de TVA se duce în preț. Da? Ar trebui să vedem o reducere a prețului de 12%. Dacă vedem reduceri substanțial mai mici, iar ăsta ar fi un semn de întrebare pentru noi, care ar rezulta în deschiderea unei investigații ca să vedem dacă eu avem de-a face cu încălcarea legii, cu o înțelegere anticoncurențială sau Ce veți face? Vor fi detașamente ale unor angajați nu. din Da. Consiliul Nu Concurenței la facem chiar supermarket? brigada oamenilor muncii. Ce avem într-adevăr? Avem și noi un număr de angajați sau și alte instituții cu atribuții de control angajați care vor strânge date din piață Cu ce după instituții veți colabora? cu Ministerul și ANPC. Avem o metodologie pusă la punct cu cei de la Institutul Național de Statistică, ca datele noastre să fie relevante. Doi, facem cereri de informații către marile lanțuri de magazine, deci ei ne vor comunica prețurile lor pe o serie de produse din aprilie încoace. Și în același timp vom colabora datele noastre cu cele de la statistică când vin ele. Statistica vine ceva mai târziu, normal, că asta e metodologia lor, dar datele lor au o validitate foarte mare. Alt lucru care nu ne aștept pe noi de la statistică este că ei legal trebuie să dea datele agregat. Deci ei nu o să spună lanțul X a crescut prețul, ci o să spună prețul la mere a crescut cu 3%, să spunem. Da? Dar nu o să spună că în lanțul cu tare au scăzut și în lanțul celălalt au crescut. Ori pe noi ne interesează și comportamentul agenților economici, nu numai evoluția asta agregată. Cetățeanul vă poate face sesizări? Dar nu poate să facă sesizări, nu avem un mecanism pus la punct să preluăm. Deci dacă sunt câteva sesizări, facem față. Dacă vom fi inundați de sesizări, va fi mai greu, dar e o idee foarte bună. O să punem resurse la dispoziție ca să procesăm sesizările primite de la populație. De asemenea, nu vă și pe dumneavoastră, că sunteți mai obișnuiți să gestionați sau să interacționați cu mulți cetățeni, deci pe mass media. Ce sancțiuni riscă, domnule președinte, magazinele sau producătorii dacă temerea dumneavoastră e întemeiată, e adevărată? Da, ei vor risca sancțiuni numai dacă avem de-a face cu înțelegeri anticoncurențiale pe care le și dovedim. Simplu fapt că un magazin crește prețul nu e o problemă, pentru că dacă ceilalți nu cresc, mecanismul de piață, consumatorii fiind informați, se vor muta la alt magazin și îl vor penaliza în felul ăsta pe cel care a ținut prețurile prea sus. Singura faptă care e incriminată de lege e înțelegerea între magazine. Și dacă vom dovedi astfel de înțelegeri, atunci vom da amenzi care pornesc la 4% din cifra de afaceri. Ca să aveți o idee, am dat în decembrie amenzi de 35 de milioane de euro pentru Metro, Selgros, Mega Image și furnizorii lor. Și astea erau amenzi undeva la 1% din cifra de afaceri. Deci dacă ne ducem la 4%, amenzile ar fi mult mai mari decât cele pe care le-am dat noi în decembrie. Ce ați descoperit până acum? Fiindcă la finalul lunii aprilie ați
spus că veți începe monitorizarea prețurilor la raft încă din luna mai, înainte de aplicarea TVA-ului Da. scăzut la Nu am alimente acum luna să vă iulie. dau, deci n-am un N-aveți o raport pe concluzie. care să vi-l fac public. Ai văzut însă ce ne-a comunicat statistica. Statistica a văzut în luna aprilie creșteri ușoare, deci creșteri de 0,35%. Bun, haideți să vedem, trebuie să mai strângem ceva date ca să vedem dacă e o tendință neobișnuită sau dacă piața se comportă anul ăsta cum s-a comportat în anii precedenți. Date înțeleg că sunt. Șeful ANPC spune că sute de români, pentru că vorbeam despre sesizările venite de la cetățeni, sute de români reclamă la protecția consumatorului majorări de prețuri înainte de această aplicare a reducerii TVA-ului. Totuși, cum veți centraliza? Cum se vor întâmpla Noi ne concret vom uita lucrurile? agregat, totuși. Repet, statistica ne spune 0,35%. Există, deci, ceva creștere de prețuri. Nu par, până acum, pe datele aprilie, nu par să fie niciun caz de proporții masive. Vă preocupă procentul acesta? 0,35% e unul de alarmă? E sau Relativ mic. relativ Deci, mic? nu pare să mai. Ne preocupă în ce sens? Dacă, în mod normal, prețurile scad după Paște, iar dacă aprilie înseamnă și Paște, ca să mai vedem datele. Deci, norm, ne așteptăm la o creștere a prețurilor înainte de Paște, ne așteptăm la o scădere a lor după Paște. Dacă nu vedem tendința asta de scădere după Paște, da, asta ar ridica semnele de întrebare. În același timp, procentul mic e cumva liniștitor, dacă vreți. Domnule Chirițoiu, ați solicitat opinia Comisiei Europene referitoare la limitarea achiziției de masă lemnoasă. Ați spus într-un comunicat de presă, Consiliul Concurenței a spus că menținerea unei limitări la achiziția de masă lemnoasă ar putea să fie o încălcare a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene de liberă circulație a mărfurilor, care ar putea să aibă o consecință în declanșarea procedurii de infringement împotriva României. Explicați-ne ce așteptați din partea Comisiei Europene? Ce riscă România? Suntem în plină dezbatere, în plină controversă civică și politică. Sigur, partea politică nu vă privește pe dumneavoastră, dar e un mare interes legat de codul civic și de introducerea acestei prevederi. Cred că interesul este pe deplin justificat. Industria forestieră, industria importantă în România, ca cifră de afaceri. În același timp, dincolo de preocupare economică, e preocupare absolut legitimă privind protecția mediului și sănătatea și menținerea solului, da? Combaterea inundațiilor și așa mai departe. Deci sunt lucruri foarte importante și normal că opinia publică să fie preocupată. Nu cred că cineva se opune, cel puțin public în România, unor eforturi de a combate defrișările ilegale și de a limita tăierile de masă lemnoasă. Și cred că este un obiectiv absolut legitim pe care îl au toate autoritățile și care e susținut de opinia publică. Și dacă codul silvic, nu e zona noastră de activitate, dacă codul silvic vine cu măsuri în zona asta, evident că el este binevenit. Noi ne uităm numai la partea, deci avem o bucățică foarte îngustă din cod la care ne uităm, ne uităm la funcționarea pieței. Și din punctul ăsta de vedere am ridicat semne de întrebare privind măsuri, cred eu, nu esențiale, nu cheia codului, privind limitarea cotei de piață pe care o companie care acționează în industria respectivă poate să o dobândească. Deci e o măsură neobișnuită, adică nu avem niciunde în țară, în România, nu avem genul ăsta de măsură în altă industrie. Mă gândeam drum încoace, nimeni nu vă spune să nu vă abonați la Orange, că Orange are deja prea mulți abonați și am hotărât noi să oprim la X% din piață numărul de abonați al Orange. Sau avem bancă care Sau are operator dimensiuni de mari. cablu. Problema de cablu corectează în chiar mal, da? Deci nu, în multe industrii se întâmplă, companiile cresc, e dreptul lor să crească dacă consumatorii sunt mulțumiți. Asta e economia de piață. Ce sancționează în mod corect legea? Sancționează companiile care, ajungând să fie mari, abuzează de poziția lor.
Da. Și, într-adevăr, asta putem să facem noi. Avem instrumentele legale, nu ne trebuie o lege nouă. Pe legea existentă, Consiliul Concurenței poate să sancționeze abuz de poziție dominantă. Este un risc de abuz de poziție dominantă în cazul Hot Da, în Industry? general definim, nu e bătut în, știu eu, scris în piață, dar 40% în general cota de piață la care ne uităm cu atenție. Deci o companie peste 40, care are o cotă mai mare de 40%, credem că are o poziție dominantă și atunci are o serie de restricții. Așa m-am amendat Cunoșpan în câțiva ani, în care, având o cotă mare de piață, au crescut brusc prețurile. Da? Au dublat, practic, prețurile peste noapte și atunci am spus, domnule, este un abuz al poziției voastre, prețul excesiv, eu am amendat. Decizia noastră a fost confirmată de înalta curte, amenda a fost plătită. Deci vreau să spun, există mecanisme în legea românească care e identică cu legea europeană, care sancționează genul ăsta de practici, abuz de poziție dominantă. Nu văd de ce am venit cu prevederi suplimentare pe zona asta. Altfel, avem lege, s-a găsit defrișarea ilegală. Prin definiție, dacă spun defrișarea ilegală, e clar că e o lege care o interzice. Deci nu avem decât să aplicăm legea care interzice acele tăieri. Comercializarea unui lemn tăiat ilegal. Există lege care interzice așa ceva. Deci, cred că soluția este mai degrabă să aplicăm legile pe care le avem, să ne organizăm în mod serios, corect, cinstit, să ne facem treaba, fiecare instituție, să aplicăm cadrul pe care îl avem. Cred și noi vom aplica cadrul, legislația concurenței care are pârghiile necesare și cred că atunci lucrurile vor merge mai bine. Nu știu dacă e o idee foarte bună, pentru că nu ești în stare să aplici niște legi, să te poți să inventezi altele. Ce se va întâmpla în cazul în care Comisia Europeană spune că acest proces de 30% trebuie eliminat, iar Parlamentul va fi votat deja acest prag sau votează codul silvic în forma actuală înainte de opinia, de recomandarea Comisiei Este o Europene? consultare, exact. E o consultare a Comisiei Europene. Comisia Europeană Adică nu va emite n-are o un rol decizie. decisiv. Nu. E doar pentru informarea noastră, pentru că atunci când avem dubii, orice autoritate cu care lucrăm noi în România, când ne sfătuim între noi, nu ne sunt clare anumite lucruri, Pe când de altă avem parte, spuneați dubii. că România riscă o procedură de Da. infringement. O secundă. Deci când avem dubii, întrebăm Comisia Europeană și ea ne sfătuiește ce consideră ei că e compatibil sau care sunt măsurile pe care le consider compatibile cu legislația europeană. Noi, desigur, ne facem legile cum credem la noi în țară. Dacă însă apare după aceea o plângere adresată Comisiei Europene sau Comisia deschide o investigație din proprie inițiativă, poate să considere că România încalcă tratatul, atunci avem o procedură de infringement care și aia durează. Deci, într-o primă fază, ne cer să modificăm legea. Dacă noi nu o modificăm, ne pot ataca în instanță la Curtea Europeană de Justiție, care ne poate obliga într-adevăr să o modificăm. Deci numai Curtea Europeană de Justiție ne poate obliga să o modificăm. Deci este un proces de durată. România în general e disciplinată. Avem o serie de proceduri de infringement deschise, dar până la urmă, poate și cu întârziere, dar în general ne conformăm. Deci România nu este o țară cu cazuri grave de încălcare a legislației europene până acum. Domnule Chirițoiu, l-auzeam într-o emisiune de televiziune pe premierul Victor Ponta vorbind despre o persoană din Consiliul Concurenței care ar fi lucrat pentru această firmă austriacă, așadar un posibil conflict de interese sugerat de șeful guvernului, nu de cineva de pe stradă. Care este poziția dumneavoastră în cazul acesta? 1. Există prevederi legale acum privind evitarea conflictului de interese. Aș vrea să le întărim. Când vom modifica legea concurenței în acest an, aș vrea să mergem pe modelul Comisiei Europene, în care nu ai voie să lucrezi pe cazurile de care te-ai ocupat un număr de ani după ce pleci din instituție. Persoana aceasta lucrează pe cazul Holz Nu. Industry? Asta vă spun. Nu. Da? Deci, dacă în principiu sunt absolut de acord că trebuie să întărim și să întărim legislația și să evităm conflictul de interese, în acest caz nu văd problema. Persoana a plecat, persoana, doamna, da? A plecat din Consiliu cu câțiva ani înainte de a apărea subiectul codului fiscal, codului silvic, Silvic.
nu s-a ocupat de industria forestieră vreodată, a plecat la o firmă de avocatură, nu e șefă, e angajat a unei firme de avocatură care are zeci de clienți, printre care și una din firmele care e acum în discuții. Deci e foarte lăturalnică, dar relația asta e, în esență, nulă, spun eu. Respingeți orice imixtiune, tentativă de influențare a activității Consiliului Concurenței prin intermediari, în cazul acesta concret. Asta e un caz care a creat multă agitație în mass media, dar pentru noi e un caz foarte Nu vorbesc despre simplu. mass media, vorbesc despre o luare de poziție a șefului Guvernului României. Serios. Serios. Da, serios. Uitați-vă și punctul de vedere al Consiliului. E ABC. Deci nu e vreo analiză sofisticată, vreo... Da, sunt lucruri absolut elementare. Da? Pe care le spunem acolo, nu e niciun caz complicat din punctul nostru de vedere. E un caz de rutină, care ne-am făcut treaba, lucrurile sunt cât se poate de clare din punctul nostru de vedere concurențial. Cred că se discută mult mai mult decât e cazul, da? Ar putea să decredibilizeze activitatea Consiliului Concurenței o declarație făcută de la înălțimea unei astfel de demnități, cum e cea de șef al guvernului? Asta cred că dumneavoastră sunteți mai bine poziționată să judecați cât de mare credibilitatea Consiliului și cât de credibile sunt acuzațiile pe care, nu știu, actori politici le aduc. Un alt subiect de interes din partea căruia se așteaptă o reacție de la Consiliul Concurenței este cel al Institutului Cantacuzino. Institutul Cantacuzino are datorii enorme, uriașe, conturi blocate. Înțeleg că se așteaptă un raport din partea Consiliului Concurenței. Când veți da acest raport? Raport. Căutăm împreună cu ministerele soluții pentru salvarea Institutului Cantacuzino din situația dificilă în care e acum. Doi, ce insist eu, da, și recomand ministerilor, să găsim o soluție care e sustenabilă pe termen mediu, pentru că Institutul a mai fost salvat acum 2 ani, acum din nou într-o situație dificilă. Autoritatea Națională a Medicamentului spune că nu i-a retras acreditarea pentru unele produse. Deci ne spune nu poate să producă anumite produse la standard de calitate, deci de siguranță pentru pacienți, care e cerut în Uniunea Europeană. Și atunci, repede, îți găsim o soluție care îl pune pe picioare financiar și care ne asigură că el va și funcționa în viitor, financiar, dar mai ales va putea să dea produsele de care e nevoie. Ori varianta, cred, pe care noi, deci încă suntem în discuții cu ministerele, varianta spre care cred că ne îndreptăm este să apelăm la un ajutor pe termen scurt, se numește ajutor de salvare, care trebuie aprobat de Comisia Europeană, care să permită institutului să funcționeze fie și la parametri reduși pentru câteva luni de zile, și apoi să venim cu un plan de restructurare, care din nou va trebui să fie aprobat și apoi monitorizat de Comisia Europeană, care plan de restructurare care va implica investiții de la buget, probabil, deci va trebui să îi se dea o sumă considerabilă de la buget. Dar, repet, ce cred eu că atunci când avem un plan de restructurare care e aprobat și de Comisie, ăla va fi un plan cu cap și coadă, care are sens și care odată va fi, repet, monitorizat de Comisia Europeană și implementarea lui va asigura acest obiectiv de a pune institutul pe picioare și să nu ne trezim că peste 2 ani iar trebuie să-i mai dăm câteva milioane de euro ca să-l mai salvăm a treia oară. Este în situația aceasta, se poate arăta cu degetul către Consiliul Concurenței în sensul că rezolvarea acolo trenează și din cauza dumneavoastră? Dacă e avantajos, evident că se poate arăta cu degetul în orice parte, nu fiecare încearcă să spună, doamne, nu e problema la mine, e la altcineva. Cred că o cale pe care am încercat-o în lunile trecute, de când e criza, cred că e o fundătură.
Cred că, într-adevăr, nu avem șanse de reușită pe acea cale și calea pe care o încercăm în momentul de față, repet, un ajutor de salvare care trebuie aprobat de comisie, urmat în câteva luni, maxim 6 luni, de un plan de restructurare, este cea mai sigură, legal și politic, și cea mai bună soluție pentru institut. O altă chestiune asupra căreia aș vrea să ne oprim, domnule președinte Chirițoiu, este cea de la Oradea, unde s-a înregistrat recent o premieră. Primăria de la Oradea, compania RCSRDS, au anunțat împreună că vor colabora pentru construirea unei noi rețele de distribuție energie electrice. Este primul oraș din România care va avea doi furnizori de energie electrică. Sigur că poate fi văzută ca o inițiativă benefică pentru cetățean. Aș vrea să vă întreb cum a fost posibil acest lucru fără o licitație. Până la urmă, nu știu ce se întâmplă când se fie o inițiativă doar. Aici recunosc că asta nu prea mai arată Consiliul Concurenței. Pe zona de distribuție, de rețele de electricitate, tocmai pentru că e un monopol, nu e o zonă care poate fi concurențială, de asta avem o agenție de reglementare numită ANRE. Ei stabilesc care sunt perimetrele pe care, deci ei organizează licitații, încredințează acest monopol unei companii și ei stabilesc care e perimetrul pe care se exercită acest monopol. Pentru că altfel, deci pe o anumită arie nu poate exista, nu are sens economic, în sensul ăla, nu are sens economic să existe decât un singur distribuitor, deci o singură rețea de electricitate și dacă lași companiile să-și aleagă zonele mai bune, să spunem, da? Deci să-și, în engleză spun, dar să-și aleagă cireșele, da? Deci își iau numai ceea ce e atractiv, înseamnă că rămâi cu o droaie de zone care sunt neatractive comercial și să n-ai niciun operator de rețele de electricitate de acolo. De asta reglementatorul spune, nu, am o anumită bucată, nu știu, nord-vestul țării, am un singur operator în zona respectivă. El o să aibă și zonele mai profitabile, probabil, din orașe, dar trebuie să mai asigure și rețele de distribuție lungi și costisitoare din zonele rurale. Domnule președinte, cum reușește Consiliul Concurenței să se situeze deasupra suspiciunilor de corupție, de influență, de trafic de influență care planează asupra multor instituții importante în România, mai ales că aveți un rol decisiv de arbitru și de reglementator în piață, chiar pe fondul dezbaterii despre codul silvic, premierul spunea că se face trafic de influență la nivelul Parlamentului, al parlamentarilor. Dumneavoastră, cum vă protejați? Care e scutul dumneavoastră de protecție? Păi cred că suntem mult mai longevivi decât sunt politicieni. Da? Dacă avem mandate fixe, asta ne protejează. Nu suntem atât de dependenți de schimbările care sunt într-un minister sau în altul. Doi, legătura foarte puternică cu Comisia Europeană. Noi, până la urmă, aplicăm regulile de concurență, care este aceleași în toate statele membre ale Uniunii. Atribuțiile sunt partajate. Deci, unele cazuri de concurență ale AMAL le gestionează direct Bruxelles, noi le gestionăm pe cele care afectează numai piața europeană. Da, repet, aplicăm aceleași reguli, aceeași gândire, aceeași logică, avem foarte mult schimb de informații, multă coordonare între statele membre, între autoritățile concurente, statele membre și Comisia Europeană. Deci legătura asta cu Bruxelles îți dă un anumit echilibru. Și avem o istorie până la urmă. Da? La noi ne avem presiunea asta electorală, ne trebuie să arătăm lucruri de pe o zi pe alta. Lumea poate să uite în spate, poate să vadă ce am zis, ce am făcut, care au fost rezultatele. Dar resimțiți această presiune? Sincer, nu. Acum nu. Am trecut prin asta când a fost scandalul cu prețul benzinei, dacă vă aduceți aminte, da, când eram acuzat că nu reușim, că noi nu intervenim să oprim creșterea prețului la benzină. Până la urmă, prețul la benzină au fluctuat în sus, în jos, în funcție de prețul barilului, unde am avut dovezi de înțelegeri ilegale între companiile benzină. Am aplicat cea mai mare amendă din România și din Europa, de altfel, împotriva firmei de combustibil, 200 milioane de euro. E încă în instanță, dar sunt încrezător că vom câștiga. Ea e plătită, încasată de ANAF. Sunt încrezător că vom câștiga procesul la final.
Da. Anul trecut am fost în mare agitație că trebuie să reducem acciza la combustibil pentru transportatori. Ok, s-a găsit soluție, ne-a luat de o săptămână, acum trebuie să găsim soluție până săptămâna viitoare să blocăm exportul de lemn pe perioadă limitată. Ok, ne vom stădui și sunt încrezător că vom găsi soluții. Deci am mai trecut prin filmul ăsta. Nu văd nimic special acum față de ce am văzut în alte cazuri și cred că istoria mi-a dat dreptate. Urmăriți Și un trend politic sau un trend al societății? Cât de important e pentru dumneavoastră să vă identificați cu un anumit curent din societate? În cazul codului civic, de exemplu. ce cred că e important să arătăm că ne pasă de ceea ce se întâmplă în economia românească, că ne îndeplinim, că nu suntem pasivi, da? Că ne îndeplinim menirea noastră de a ajuta la creșterea eficienței economiei. Doi, să arătăm că suntem totdeauna deschiși colaborării cu alte instituții și dacă instituțiile statului, da, ne spun, domnule, ăsta e obiectivul pe care noi îl avem. Spune guvernul, da? Eu, guvernul, sunt ales, vreau să fac un anumit lucru bun. Căutăm soluții ca să-i ajutăm guvernul sau alte instituții să-și îndeplinească obiectivele lor. Acolo unde putem, repet, nu orice se poate face. Pentru foarte multe lucruri se pot găsi soluții. Deci, încercăm tot, repet, să arătăm că nu suntem pasivi, că ne pasă de ce se întâmplă, că vrem un lucru bun, care e dezvoltarea economică a României și suntem deschiși, căutăm soluții pentru Să ca. luăm un exemplu concret. Ce justifică, din punctul dumneavoastră de vedere, interzicerea exportului de lemn astăzi în România? Asta este în guvern. Deci, eu așa o văd. Repet, ideea am auzit-o pentru prima dată ieri, n-am destule elemente. Dar dacă guvernul ne spune, domnule, am o situație de urgență, nu știu, ne va spune guvernul care are aia. Bănuiesc, nu știu, vreau să introduc anumite. Speculez acum, da? Vreau să introduc noi măsuri, da? Am o situație proastă, vreau să vin cu noi măsuri, va dura până când, nu știu, măsuri de reorganizare, măsuri legislative, care Dumnezeu sunt, va dura până când aceste măsuri încep să funcționeze, ca atare vreau să iau această măsură temporară. Da, în principiu nu văd o problemă. Am aprobat o interdicție de acum câteva, cred că un an, interdicție de export la unele medicamente. Mi-a spus Ministerul Sănătății, sunt anumite medicamente care sunt rare, se comercializează greu, e greu să ajungă în țară, nu vrem să fie reexportate. Ok, da? Temporar. Am aprobat această interdicție temporară a exportului. Da, se pot face lucruri acestea, sunt compatibile cu regulile de concurență, cu regulile europene. Deci, pe tot de încercăm să găsim soluții unde se poate. Dacă nu se poate, încercăm să oferim alternative. Spunem același obiectiv, puteți să vi-l atingeți, nu pe calea pe care o gândiți dumneavoastră, dar vă sugerăm o altă cale care e compatibilă cu regulile. Și un ultim lucru, a spus de presiuni. Ce îmi dă mie un anumit confort este că dacă ne uităm în ultimii ani în România, cred că se vede că instituțiile încep să-și facă treaba, să fie mai puțin influențate de climatul politico-mediatic. Vorbeți de DNA? Mă refer, da, printre legi DNA-ul. Ce s-a întâmplat, spunem, da, în ultimii ani? Consiliul Concurenței e încurajat de tot aceste Eu cred că mișcări de noi toți justiție? suntem încurajați să vedem că sunt instituții care pot să spună, eu spus aici să respect niște reguli, că vă place, că nu vă place, că acum săptămâna asta se supără X sau se supără Y. E complet Asta exclus ca este. vreun angajat al Consiliului Concurenței să ajungă la DNA? Nimic nu e exclus vreodată. Îmi doresc foarte mult așa ceva să nu se întâmple. Sunt foarte fericit că până acum nu s-a întâmplat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hiță.